În topul oltenilor care beneficiază de ajutoare de încălzire și anul acesta, pe primul loc se situează cei care au solicitat subvenții pentru combustibilul lemnos, majoritatea provenind din mediul rural. Numărul acestora reprezintă 78% din totalul beneficiarilor. Anul acesta, în perioada sezonului rece, AGP Solt a înregistrat ca număr de beneficiari pe încălzirea cu lemne, vorbim acum, un total de 12.595 de beneficiari, pentru care s-a și plătit pentru toate cele 5 luni ale sezonului rece suma de 2.491.885 lei. Dacă în comune precum Milcov, Tătulești și Icoana numărul ajutoarelor de încălzire nu depășește cifra 10, la polul opus, cu sute de dosare soluționate, se situează localități precum Izvoarele, Ianca, Văleni și Dobrosloveni. Decontarea cheltuielilor pentru încălzirea locuințelor cu energie termică se mai face doar la Drăgănești, acolo unde 18 familii au solicitat o astfel de subvenție. De asemenea, puține solicitări au fost și pentru energia electrică. Avem un total de 622 de beneficiari. Localitățile în care s-au înregistrat astfel de solicitări au fost Slatina, Caracal, Corabia, Balș, Drăgănești, Olt, Piatra Olt, Potcoava, Scornicești și Bârza. Alți peste 2800 de olteni au solicitat ajutoare pentru încălzirea cu gaze naturale, iar Slatina și Caracalul sunt orașele în care au fost depuse cele mai multe solicitări.